toată slava, toată cinstea, închinarea, mărirea să fie a Domnului. Amin. Slăvit să fie El. Glorie Domnului. Dați-mi voie să vă spun, așa cum anunța fratele Ilie dimineață, că după o pauză scurtă de vreo 2 ani de zile m-am întors de nou acasă. Eu sunt acasă, dar în același timp nu uit că și sunt musafir. Și când ești musafir, trebuie să fii atent. Mă bucur din toată inima că împreună cu soția, cu Ina, să fim aici. Unii ne simțim bine aici, unde am fost binecuvântați și știm că Biserica Golgota a fost o binecuvântare pentru noi, pentru lucrarea care o facem acolo. În general, ne-am simțit ca într-o familie și mulțumim Domnului pentru această biserică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu spun ca un compliment, o spun ca un adevăr. În această după-masă, fiind în casa Domnului, avem acest har, avem această oportunitate ca să fim bucuroși. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o nouă zi. Probabil că unii s-au sculat de dimineață și n-au ajuns până după masă, cum am ajuns noi. Într-un accident, într-un cataclism, undeva, fie că au murit, fie că au rămas paralizați sau altceva. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat, așa cum spunea un frate altădată, ne-a dat o zi și ne-a dat-o întreagă, mărit să fie Domnul. Eu sunt bucuros și vreau ca să vă aduc salutări de la biserica noastră, atunci când am plecat împreună cu păstorii, cu comitetul. Au transmis salutări bisericilor care le voi vizita într-o perioadă, o lună sau două, nu știu exact. Salutul bisericii noastre pentru anul acesta este din Cartea Vechiului Testament, Cartea lui Nemia, capitolul 4, versetele 19 și 20. Sunt niște versete frumoase și vreau ca să le citim. Cartea lui Nemia, capitolul 4, versetele 19 și 20, care spun așa: Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Măriți să fie El! Cât de mare adevăr, spun aceste versete, spunea că noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. În America, iarna asta am fost în Voloca. Acum am venit aici, suntem risipiți, dar ceea ce este frumos, versetul acesta care încurajează, spune că Dumnezeul cui? Al nostru va lupta pentru noi. Și pe acest Dumnezeu vreau ca să-L predic și în după masa aceasta. Eu sunt conștient că suntem la un program de duminică după masa. Deci duminică după masa am fi tentați să împlinim o fericire extra-biblică care spune ferice de cei ce dorm la adunare, că cei vor merge acasă odihniți. Nu aș vrea să fie, ar fi pericolul pe undeva, dar vrem ca atâta timp când suntem în casa Domnului, haideți să fim treși. Eu mă îndemn pe mine, vă îndemn pe dumneavoastră și vrem să discutăm în seara aceasta, deja spre seară, un subiect care este de o maximă importanță. Vreau ca să predic un adevăr și vreau să vă spun într-un mod sincer, totdeauna, atunci când predic Sfânta Scriptură, discutam cu studenții de la școala biblică acest lucru, totdeauna am emoții. Deci, emoții sunt de mai multe feluri. Când le poți stăpâni, când nu le poți stăpâni. Totdeauna, cu toate că predic, probabil de vreo 26 de ani când am început să dau primul îndemn, totdeauna când am predicat, absolut totdeauna, că am fost într-o biserică mare, că într-o biserică mică, că am fost la noi în Corșeuți, că am fost în altă parte, totdeauna am avut emoții, pentru că sunt așa de conștient că ceea ce predic eu aici nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu și am această datorie, responsabilitate ca să-L predic așa cum îl găsesc scris aici. Deci noi totdeauna când ieșim, probabil că frații îmi dau dreptate, totdeauna când ieșim la acest tanvon și atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, noi vrem ca acest cuvânt să fie acel cuvânt care Dumnezeu l-a scris în Sfânta Carte. Nu cumva așa cum spunea Pavel lui Timotei și cum spune și în altă parte Sfânta Scriptură, să stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Nu cumva să ne dăm învățători care să ne predice așa cum ne place nouă. Și subiectul care vreau să-l predice, eu l-am intitulat simplu, sfințirea. El de fapt vine dintr-un mai multe lecțiuni care sunt
principii biblice pentru slujire și unul din aceste principii care îl găsim în întreg Vechiul Testament, care trece în Noul Testament, este acest principiu al sfințirii. Nu știu cât de mult vă va plăcea, nu știu cât de mult vă va displăcea, dar eu vreau să fiu sigur că și cu credincioșie, citind cuvântul Domnului, să ne fie de folos pentru noi. Aș putea să predic subiecte mult mai lejere, mult mai ușoare, nu un subiect despre dragostea lui Dumnezeu, să vă spun cât de mult vă iubește Domnul. Și e bun și asta. Dar știți cum? Atunci când vorbești despre dragoste, despre bunătate, despre lucruri de felul acesta, parcă mai ușor le primim în inima noastră. Dar atunci când spui că trebuie să fii sfânt, atunci când spui că dacă nu ești sfânt, nu poți să-L vezi pe Domnul, atunci parcă e mai dur, vine, nu, și ne-ar deranja, nu ne-ar face plăcere. Dar în același timp este această alternativă. Ori ești sfânt, ori nu ești. Sfânta Scriptură spune, autorul epistolei către evrei, spunea, urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De ce evrau cu toată seriozitatea? Haideți să privim în cuvântul Domnului și să vedem ce vrea să ne vorbească Domnul. Ce vrea să ne spună El, lucruri care le cunoaștem. Noi nu descoperim lucruri noi, că nu suntem, nu, eu știu, la news, că toți aflăm lucruri noi, lucruri care le știm, care le descoperim în Sfânta Carte. Atunci când vorbim despre sfințenie, eu cred, fac aici o mică paranteză, vorbesc cu unei biserici, fraților și surorilor, care cunosc Sfânta Scriptură. Am tot respectul pentru acei frați surori care venind din Ucraina au prins greul și zăduful zilei, care probabil unii ați prins persecuții, mai mari sau mai mici, unii poate ați fost amendați, a trebuit ca noaptea să mergeți la slujba de biserică și apoi venind aici să vă puteți bucura de acest har care Dumnezeu vi-l dă în libertate să putem predica și asculta cuvântul Domnului. Eu atunci când mă pun în rând cu frații mei în vârstă, eu n-am avut ocazie să fiu persecutat la școală, cu toate că erau timpurile din trecut, am prins așa o, pot să spun eu, o așa zisă persecuție. Spunea, cine nu a fost la paradă? Probabil mă țineți minte când ne adunam și strigam, nu spun ce strigam. Și dacă noi nu mergeam, trebuia să întindem mâna și mi-a dădea câteva lovituri cu un bățul arătător care era pe tablă. Dar asta nu-i persecuție. Nu, dar sunt aici frați surori mai în vârstă care au prins acele timpuri grele, care au ales că în timpurile de prigoană, în timpurile când era greu ca să te numești creștin, au trecut peste toate acestea, au rezistat și merg mai departe spre Împărăția lui Dumnezeu. Acum e liber, acum e simplu. Noi am avut astăzi evanghelizare în Curjeuți, pe stadion. Eu am vorbit cu primarul din timp și am spus, domn primar, noi vrem ca să avem evanghelizarea în data de 16 iulie. Și el, fost colonel, polcovnic, cum spuneam noi, a spus așa, nicio problemă. Eu o să am grijă ca stadionul să fie pregătit. Vreau să vă întreb, alte dăți, se mai putea așa ceva? Da, de unde? Câțiva ani în urmă, am fost la o evanghelizare în orășelul Lipcani, sunt aici lipcaneni, și am predicat în acel loc din centru, unde este statuia unui om. Nu vreau să-i spun numele, că nu fac reclamă. Și acolo, în fața acestei monument, în fața acestei statui, s-a cântat, s-a predicat cuvântul Domnului. Alte dăți, se mai putea așa ceva? Nu se putea. Dumnezeu ne-a lăsat acest timp de har, acest timp de libertate, când putem să ascultăm cuvântul Domnului și nu cumva în acest timp calea noastră să se deturneze de la adevărata cale pe care trebuie să mergem. Atunci când vorbim despre sfințenie, o simplă definiție a sfințirii este următoarea. Sfințire, dacă am trage linie, este separarea de tot ce e rău și păcătos și dedicare pentru Dumnezeu. Sfințire, separare de tot ce e rău și păcătos și dedicare pentru Dumnezeu. Un alt înțeles, o altă conotație a cuvântului sfințire, care o întâlnim de multe ori, înseamnă sau este pus deoparte. Pus deoparte pentru Domnul, se înțelege. Și vreau ca să vedem pentru început, partea introductivă, câteva elemente, câteva lucruri care țin de
sfințenie. Haideți pentru început ca să citim textul biblic, ca să avem un pasaj de unde să pornim și vreau să citesc, care vezi Scriptura, care nu urmăriți, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 1 la 7. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 1 la 7. Pagina în Biblie, traducere Cornelescu, 1160. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe, să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Amin. Observați cuvântul care spune aici, versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Versetul 7 cu care am încheiat, Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Și am putea să citim multe alte referințe care vorbesc și care ne îndeamnă, ne motivează ca să fim sfinți. Așa cum spuneam, câteva lucruri introductive care doar ne vor aduce aminte de cei ce noi cunoaștem. Odată cineva spunea, eram la o întâlnire cu slujitorii, și spunea, zice, vin unii frați, unii predicatori, păstori, care încearcă să ne învețe anumite lucruri care gândesc ei că noi habar nu avem de ele. Eu știu că le cunoașteți. Nu încerc, așa cum am spus, să le descoper din nou. Vreau încă o dată să le amintesc. Știu că le știți, dar vreau încă o dată ca să-L cerem lui Dumnezeu ajutor, ca să ne ajute să le putem îndeplini. Primul lucru legat de sfințenie este următorul. Noi trebuie să fim puși deoparte pentru Domnul. Haideți să citim o referință din 1 Petru, vom citi mai multe referințe. 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 la 16, spun așa. Ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedeți, primul lucru care ținem cont atunci când vorbim despre sfințenie, este că noi trebuie să fim puși deoparte pentru Domnul. Ceea ce spuneam anterior, un înțeles al cuvântului sfințenie este pus deoparte. Și noi, atunci când l-am primit pe Domnul ca Mântuitor și fiecare am avut un moment frumos în viața noastră, atunci când am sărbătorit și când am încheiat cu Domnul un legământ prin botezul în apă, ceea ce am făcut noi într-un mod public, în fața martilor văzuți și nevăzuți, este noi am spus, Doamne, eu te voi sluji până la moarte. Asta am făcut noi. Noi ne-am pus deoparte pentru Domnul și am spus, eu las lumea păcătoasă, las sistemul lumii, eu las prietenii, eu las obiceiuri, eu las tradiții lumești și, Doamne, eu mă pun deoparte pentru Tine. Asta am făcut noi. Pentru unii, probabil că a fost mult timp în urmă. Alții o vor face-o în data de 30. Alții au făcut-o mai puțin timp în urmă, dar ceea ce este important, ca hotărârea care am luat-o, să o ținem până la capăt. Domnul să ne ajute. Al doilea lucru, al doilea element legat de sfințenie este următorul. Noi și Dumnezeu socoate sfințenie lui Iisus ca sfințenia noastră. Deci atunci când noi am crezut în Domnul Iisus, atunci când noi am primit mântuirea, și Dumnezeu când a privit la noi din acel moment, El ne-a văzut sfinți, ne-a văzut neprihăniți. Pentru că El a privit prin Domnul Iisus, prin jertfă de la Calvar și privind prin jertfa Lui la noi, care altă dată eram păcătoși, care altă dată puteam juram și blestemam, El ne-a văzut sfinți. Așa de frumos vorbește un verset. Evrei capitolul 3, noi îl cunoaștem pe din afară, probabil spune așa, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus.
frumos, eu găsesc acest lucru de o frumusețe uimitoare. Frați, dacă vreți, parafrazez, și surori, sfinți și sfinte, care aveți parte de chemare cerească. Noi avem uneori, îl numesc eu un handicap al pocăiților mai vechi. Te întreabă cineva, cum ești, frate, cum ești, soră? Oh, Domnul să aibă milă. Când și cum? Care ești tu sigur că ești mântuit? Dar eu știu, Domnul știe. Dar dacă vine Domnul la noapte, dacă pleci tu, ai siguranță mântuirii? Dar eu știu, dacă citim în Sfânta Scriptură, și eu nu asta mi-am propus în această dupămasă, dar veți găsi cât de frumos apostolii se adresează în începutul scrierilor epistolelor și cât de frumos că îi numesc pe creștini. Uitați, vreau să citesc o referință. Tot am citit din 1 Petru. Citim primul verset, 1 Petru 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin diferite locuri. Vedeți cum îi numește aici? Aleșii care trăiesc ca străini. Atunci când Dumnezeu privește la noi, bazat această doctrină pe întreg Vechiul și Noul Testament, dacă noi trăim o viață în frică de Domnul, Dumnezeu ne vede pe noi sfinți, ne vede neprihăniți, ne vede copiii Lui cu care vom moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Haideți să ne vedem și noi. Deci noi uneori nu participăm la cina Domnului, am văzut acest lucru, pentru că unii spun, dar eu nu sunt vrednic. Dar dacă nu ești vrednic de cina Domnului, nu vei fi vrednic nici de răpire, nu vei fi vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Și apostolul, fiind conștient de aceasta, el spunea, frați sfinți, voi sunteți sfinți, voi sunteți puși deoparte, așadar al doilea lucru, al doilea element care îl spuneam este că noi socotim sfințenia lui Iisus ca sfințenia noastră. Și atunci când Dumnezeu privește la noi, prin jertfa lui Iisus, mă repet cu aceasta, El ne vede pe noi sfinți, ne vede neprihăniți. Și dacă plecăm de pe pământul acesta, într-un accident, eu știu, într-un cataclism, dacă inima noastră nu mai bate în secunda următoare, noi vom fi direct la Domnul, mărit să fie El. Haideți să avem această siguranță mântuirii. Deci siguranța mântuirii. Și acest lucru nu se bazează pe sentimentul nostru, pe cei ce simțim noi. Spune așa de clar, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Dacă avem pe Domnul ca mântuitor, noi avem viața veșnică. Mergem mai departe. Al treilea lucru legat de sfințenie este că noi am renunțat la tot ce este păcat. Tot 1 Petru, mergem câteva capitole mai încolo, capitolul 4, versetele 3 la 5. 1 Petru 4, 3 la 5. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voie neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă barjocoresc. Dar au să dea socoteală înainte celui ce este gata să judece vii și morții. Vedeți ce spune Scriptura aici? Că noi am renunțat la tot ce este păcătos. Este atunci când omul, indiferent de persoană, bărbat sau femeie, vine și se pocăiește. El are un stil de viață care l-a avut până în trecut. El are ceva care s-a făcut ca și obișnuință, ca și rutina zilei. Și atunci când noi venim la Domnul Iisus, noi renunțăm la toate aceste lucruri. Și Petru spunea, ajunge! Adică este timpul să vă opriți, spune voi, în trecut ați făcut voie neamurilor, ați trăit cum ați trăit, dar noi am renunțat, a fost în trecut. Al patrulea lucru și ultimul, asta e partea introductivă, dar oricum mă încadrez în timp, este că noi tot mai mult și mai mult vrem să fim asemenea chipului lui Dumnezeu. Deci noi avem ca tată pe Dumnezeu, așa spune Sfânta Scriptură. Ioan 1 cu 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și noi tot mai mult trebuie să avem chipul lui Dumnezeu.
astăzi semănăm mai mult, mâine mai mult, poimâine mai mult. Observați copiii noștri, cât de mult seamănă ei, ori cu mama, ori cu tata. Uneori privești la câte un copil care seamănă așa de izbitor cu unul dintre părinți, că gândești că îl vezi pe tata mare și pe tata mic. Așa de bine seamănă. Deci, în umblarea noastră, de ce mergem tot mai mult timp pe calea credinței, noi tot mai mult trebuie să semănăm cu Dumnezeu. Tot mai mult și mai mult astăzi, mâine, poimâine, săptămâna viitoare, noi suntem asemenea chipului Fiului Său. Și Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vorbim în continuare câteva lucruri care țin de noi și de biserică. Aceste patru elemente au vrut doar în introducere, ca să ne aducem aminte de ele cu siguranță că le cunoaștem și cunoaștem ceea ce vom vorbi și mai departe. Deci, biserica lui Dumnezeu este chemată la sfințenie. Noi știm asta. Dacă citim 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 3, care l-am citit, recitim încă o dată. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Haideți să mă citim o referință din 1 Petru, capitolul 1, versetul 16, care tot l-am mai citit. Aducem aminte. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci, din toate aceste lucruri, cei ce observăm, căci sfințirea, trăirea în sfințenie nu este o opțiune, ci este o necesitate. Adică nu-i ceva opțional. Atunci când eram la școală, probabil voi la fel, erau anumite obiecte facultative. Dacă vroiai, le luai pe astea, dacă nu, luai altele. Deci atunci când vorbim despre sfințenie, nu-i la fel. Nu ni se dă niciunde opțiune, dacă vrei, ești sfânt, dacă nu vrei, nu ești. Deci Scriptura de multe ori e categorică. Noi suntem mai îngăduitori. Dar Scriptura e foarte categorică. Ori sfânt, cum spuneam la început, ori pierdut. Ori cu Dumnezeu, ori în iazul de foc și de pucioasă. Ori o viață lângă Domnul, ori fără Domnul. Scriptura e foarte, foarte categorică. Și de aceea sfințirea nu-i opțiune, dar îi necesitate. Apoi, atunci când noi am fost mântuiți, pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a iertat păcatele, El ne îndeamnă, ne motivează, ne poruncește ca să trăim în sfințenie. În anul 2000 eram undeva în centrul Moldovei, într-o biserică, și acolo au fost două sau trei seri de evangelizare și rugăciune pentru cei bolnavi. Un vecin care era următoarea poartă, după poarta bisericii, a venit foarte, foarte nerăbdător ca să se roage pentru el ca să fie vindecat. Probabil că a fost vindecat. După aceea, nu l-a mai văzut. El era nepocăit, a mărturisit cu gura lui că s-a simțit bine după rugăciunea care s-a rugat și după aceea a plecat la treburile lui. Vecin cu biserica, 3 metri mai la vale. După aceea n-a mai venit. Deci, ceea ce noi înțelegem este că dacă Dumnezeu ne-a iertat păcatele noastre, dacă Dumnezeu ne-a vindecat bolile noastre, dacă Dumnezeu ne-a rezolvat problemele noastre, nu-i suficient, nu doar atât. El ne poruncește mai departe că noi să umblăm în sfințenie. Eram duminica trecută la o evangelizare undeva în zona noastră, împreună cu o echipă de frați. Atunci când s-a făcut chemarea pentru cine vrea să-și preda viața Domnului, au ieșit, cred că undeva în jur de 4-5 suflete. Dar când s-a făcut chemarea, cine vrea ca să fie vindecat în trupul lui și are durere, știți că s-au ieșit? Aproape jumătate. Deci noi vrem să fim doar vindecați în trupul nostru. Și e bine asta. De multe ori am vrea doar vindecarea și atâta tot, dar Dumnezeu, pe lângă vindecarea trupului, El vrea să mă dea și vindecarea sufletului, care e mult mai importantă, mărit să fie Domnul. Mergând mai departe, ținând cont că Biserica Domnului este chemată la sfințenie, următorul lucru strâns legat de acesta este căci soarta unei biserici are de facere și ține cu învățătura despre sfințenie. Vreau să vă spun un lucru care puteți să-mi dați dreptate, puteți să nu-mi dați. O biserică poate să fie mântuită dacă nu este prorocie în ea. Poate.
N-ar trebui să fie, să n-aibă prorocie, dar poate să fie mântuite. Nu, este o biserică mică de la sat. Noi avem în jurul Corjeusului plantate vreo 20 de biserici, merg într-o biserică uneori, acolo scăd că 7 surori sau 8 și un frate. Nu e niciun proroc. Numai dacă merg frați în alte părți. Dar eu vreau să vă spun foarte sigur pe cei ce spun că dacă aceste surori în vârstă, majoritatea sunt în vârstă, nu majoritatea, toate, dacă aceste surori țin credință în Domnul Iisus, ele vor fi mântuite. Dar, dacă o biserică nu ține învățătură despre sfințenie, atunci nu poate să fie mântuită. Și noi de multe ori punem accent pe cei ce este în lăuntru. Cine să cânte, cor, fanfară, orchestră, și bine. Dar să nu uităm că scopul primordial, principal, care îl spune Sfânta Scriptură, este că noi trebuie să fim sfinți. Această învățătură trebuie să fie la baza bisericii. Spune așa de frumos un verset în psalm, căci sfințenia este podoaba casei tale. Mărit să fie Domnul! Următorul lucru, al treilea, este că sfințenia trebuie să ne afecteze întreaga noastră ființă. Spun încă o dată, citesc și referința biblică, sfințenia trebuie să ne afecteze întreaga noastră ființă. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune așa, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus Hristos. Încă o dată, aceste cuvinte cheie, să vă sfințească pe deplin. Și apoi enumeră, trupul, sufletul și Duhul să fie păzite întregi, fără prihană. Așa spunea Sfânta Scriptură. Atunci când vorbim despre acest subiect, noi fiecare din persoanele muritoare care trăim pe acest pământ, suntem înzestrate cu emoții, cu sentimente. Noi avem aceste lucruri, emoții, sentimente care oscilează de multe ori. Uneori avem așa un puternic sentiment că nu putem să vedem pe fratele nostru, pe sora noastră. Nu putem să-l privim cu ochi buni ca frații lui Iosef de altă dată. Avem o emoție puternică, negativă, parcă suntem încărcați așa cu o putere care nu vine din puterea lui Dumnezeu și nu putem ca să privim pe cineva așa cu ochi buni. Deci Sfânta Scriptură spune că tot ce este în noi trebuie să fie în sfințenie. Coloseni capitolul 3 și versetul 8 spune așa, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri și enumere, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Deci când vorbim despre sfințenie, ea trebuie să ne afecteze întreaga noastră ființă. Cu aceste trei, trup, suflet și duh. Deci emoțiile, sentimentele, tot ceea ce avem în noi, în totalmente, noi trebuie să fim sfinți. Nu se poate ca să-ți aduci trupul aici la adunare, duminica, miercurea, marțea, și apoi în alte zi să mergi să-l duci în alte locuri care nu sunt plăcute Domnului. Pentru că nu se poate sfințenie pe zile, pe săptămâni, pe luni. Noi suntem chemați să fim sfinți totdeauna. 24 din 24. Suntem chemați să fim 7 din 7, să trăim în sfințenie. Și această sfințenie, așa cum spuneam, trebuie să ne afecteze întreaga noastră ființă. Este un subiect aparte care nu încape acum în acest timp ca să-l discutăm. Această sfințenie trebuie să se vadă în purtarea noastră, în vestimentația noastră, dacă vreți, în felul nostru de a fi, de a ne îmbrăca, de a ne freza, în felul nostru de a arăta înaintea lumii. Noi trebuie să fim sfinți. Atunci când privesc oamenii la noi, după ce intră în tangență, în legătură, după ce au o discuție sau privind, eu știu, mai de departe, ar trebui să realizeze că noi
suntem diferiți față de ei. Că noi reprezentăm o altă lume, o altă împărăție. Noi nu suntem ca ei. Nu că nu putem, dar noi am fost cumpărați cu un preț, spune Scriptura. Și atunci când Domnul Iisus s-a jertfit pentru noi, acel verset din acel capitol din Isaia, capitolul 53, atunci când El a plătit prețul, atunci când a luat bolile noastre, atunci când a spus Eli, Eli, lama sabachthani, atunci când între cer și pământ, pe lemnul de la Calvar, Domnul și-a vărsat sângele pentru noi, atunci când ne-a răscumpărat, El și-a răscumpărat un popor care să fie a Lui, care să trăiască în sfințenie. Și vreau să vă spun că ori de câte ori noi alegem să trăim în păcat, ori de câte ori mai dăm mădularele noastre ca să facă un păcat, noi îl întristăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu privește la noi, la cei care au fost răscumpărați. Și Dumnezeu privește cu milă, dar cu tristețe. Haideți să vedem câțiva pași care ne vor ajuta ca să trăim în viața de sfințenie, ca să trăim o viață împreună cu Domnul. Primul lucru, nu contează ordine în care sunt spuse, eu le-am pus într-o anumită ordine, dar este următorul, ca să ai o viață de sfințenie, primul lucru, hrănește-te din cuvânt. Adică, citește Sfânta Scriptură, citește-o și fă din ea carte de căpătâi. Citește în această Biblie oricând ai timp, atunci când ești plecat nu știu unde, atunci când poate o asculți, atunci când ai posibilitate, citește din Scriptură. Dacă vei citi din Biblie, vei cunoaște mai mult, vei înțelege mai mult planul lui Dumnezeu, vei fi mai plăcut Domnului. Al doilea lucru, cultivă disciplina postului și rugăciunii. Nu se poate, un creștin trăiește în sfințenie, să nu se roage, să nu postească. Dacă vrei să fii sfânt, găsim în întreaga Sfânta Scriptură că oamenii care L-au iubit pe Dumnezeu s-au rugat și au postit. Cultivă această disciplină. Al treilea lucru este mărturisirea păcatelor. Deci de multe ori noi mergând prin lumea asta ne întinăm prin atâtea și atâtea lucruri. Și cei ce putem să facem noi, potrivit cu 1 Ioan 1 cu 9, spune Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Se amintea de dimineață, noi gândim uneori că dacă păcatul nostru a fost ani în urmă, Dumnezeu l-a uitat. Ceea ce putem să facem noi, dorind să trăim mai departe în sfințenie, este că atunci când păcătuim, atunci când se întâmplă acest lucru, să mărturisim Domnului și fraților, dacă e cazul, și să mergem mai departe. Următorul lucru, pentru a trăi în sfințenie, pentru a ne ajuta în aceasta, este să fim în părtășie cu copiii Domnului. Nu poți să fii sfânt singur, deoparte. Nu poți să fii sfânt atunci când ești din biserică, te duci undeva, te separi de cineva. Totdeauna Dumnezeu a pus copiii Lui împreună. Totdeauna Dumnezeu a dorit părtășie. Acel psalm care spune așa de frumos, psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, nu pe la casele lor fiecare. Nu neavând ochi să se vadă. Nu să se despartă, nu să se desbine, dar împreună, în casa Domnului. Adevărul că noi suntem uneori cam imperfecți. Uneori ne închimpăm unii pe alții. Uneori, poate, eu știu, nu ne simțim bine, dar nu, ne luptăm ca să fim împreună. Numai cei care vor fi în biserica Domnului Iisus vor fi mântuiți. Următorul lucru este, dacă vrem să fim împărtășie cu sfinții copiii Domnului, atunci ferește-te de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Nu ne întinăm nici trupul, dar nici Duhul nostru, nici mintea noastră. Am putea să ne păstrăm trupul, să ne întinăm Duhul. Dar dacă vrem să fim sfinți, puși deoparte pentru Domnul, trebuie să ne ferim de orice care ne-ar putea întina. Următorul lucru, fă fapte bune. Stăruiește în aceasta. Citiți epistola lui Pavel către Tit. El acolo în această epistolă scurtă, el spune de atâtea ori și le repetă, ai noștri trebuie să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune. Noi nu facem ca catolicii fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune că deja suntem mântuiți. Noi umblăm în ele. Odată un frate a mers să-l viziteze
pe un alt frate la adunarea noastră, pentru că nu venea la adunare. Și el a spus, știi de ce nu merg la adunare? Ce voi aveți, cereți prea mulți bani. La noi, de obicei, duminică după masă, scrie două colecte. Una e pentru adunare, una pentru diferite nevoi care sunt. Și eu nu am bani de unde să dau și nu mă simt bine. Voi, decât să nu dau, mai bine nu merg. Fratele încerca să lămurească, dai cât ai, dacă nu ai, nu-ți cere nimeni ceea ce nu ai. Dar ceea ce trebuie să nu uităm noi, să fim cei întâi în fapte bune, potrivit cu ceea ce spune epistola lui Pavel către Tit. Aducea odată un frate un exemplu și spunea, dacă toți care suntem în locul acesta, el vorbea în biserica noastră, atunci eram acolo, știu, 200-300 de frați și surori, dacă toți dintre noi în săptămână care ne stă în față ar face o faptă bună, și noi trăim în Corjeuț care are vreo 7.000 de locuitori, atunci s-ar face într-o săptămână minim 300 de fapte bune. Ar fi asta ceva care vorbește oamenilor? Cu siguranță că ar fi. Se întreabă oamenii, de ce mă ajuți? Care-i scopul? Care-i profitul care-l ai? Profitul este că Domnul a murit pentru noi. Mărit să fie El. Următorul lucru și ultimul care își închei. Încrede-te în Domnul din toată inima. Nu te bizui pe tine, pe înțelepciunea ta, cum spune proverbele. Încrede-te în Domnul. Fă ca Domnul să fie nădejdea ta, speranța ta. Domnul să fie acela care să te îndrume, care să-ți răspundă la rugăciune, care să te motiveze mai departe la o trăire sfântă. Și dacă facem așa, dacă trăim în sfințenie, atunci vom fi fericiți pe pământul acesta. Vom moșteni viața veșnică, ne vom bucura de acest măreț har care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, viața veșnică. Și El să ne ajute să ajungem cu toții acolo. Amin.